Jurnalele RTT. Știri la fix. Gorița este numele drumului forestier care va face legătura între Șchei și Răcădău și când va fi gata, se va putea ajunge din Poiana Brașov în Noa doar pe drumuri forestiere. Regia publică locală a pădurilor Kronstadt a accesat fonduri europene nerambursabile pentru realizarea drumului de 11 km. Suntem în momentul în care s-a făcut inventarierea masei lemnoase de pe culoarul trasat de către proiectant. Urmează procedura de licitare a acestei mase lemnoase și eu sper să se adjudece astfel încât să putem pune la dispoziție constructorului anul viitor acest teren. Sunt 7500 de metri cubi, parte din suprafață va fi reîmpădurită în momentul în care va fi gata drumul, adică partea de taluze vor fi plantate din nou. Au existat și voci care s-au opus amenajării drumului pe motiv că ar strica traseele turistice sau ar conduce la extragerea de cantități importante de masă lemnoasă de pe tâmpa. Directorul Regiei Pădurilor Kronstadt, Dan Olteanu, demontează aceste acuzații și explică de ce este necesar acest drum. Pentru a putea interveni în orice moment, accesibilizarea fondului forestier constituie o condiție de bază a dezvoltării durabile. Nu poți să-ți faci treaba dacă nu poți să ajungi într-un anumit punct. Atât din punct de vedere tehnic, cât și, știu, Doamne ferește, în caz de o calamitate. Tâmpa este arie protejată și nu se poate scoate lemn decât pentru igienizare. În momentul în care acest drum va fi gata, se va scoate doar lemnul care va fi exploatat conform prevederilor legale. În toate pădurile avem amenajamente și care spune exact ce cantitate de lemn se poate scoate. Avem tâmpa unde nu se poate scoate sau se pot scoate produse de igienă. Avem arborete în care efectuăm lucrări de îngrijire, lucrări de întrețineri sau exploatare. Depinde de vârsta arboretului. Gorița este al doilea drum forestier construit de Regia Pădurilor Kronstadt, iar primul, drumul Crucur, între Noa și Timișul de Jos, este extrem de utilizat de brașoveni pentru plimbări pe jos sau cu bicicleta. Compania APA întâmpină dificultăți la înlocuirea conductei vechi de peste 60 de ani care subtraversează strada Castanilor din centrul Brașovului. De aceea, lucrările de modernizare a rețelelor de apă din zonă se prelungesc cu încă o săptămână, până în data de 4 octombrie. Astfel, circulația rutieră continuă să fie restricționată pe strada Castanilor pe partea dreaptă, pe o singură bandă, în sensul de mers către Bulevardul 15 noiembrie. Am aflat că lucrările înseamnă subtraversarea Bulevardului 15 noiembrie cu o conductă de fontă de 6 metri lungime și un diametru de 500 de milimetri. Cum spuneam, această subtraversare este foarte dificilă. Subteranul străzilor din această zonă cuprinde conducte și cabluri de la 15 deținători de utilități, pe sub care trebuie introdusă conducta de fontă. Pentru a proteja sistemul deja existent, pe strada Castanilor săpăturile sunt făcute manual, de aceea montarea conductei de fontă înaintează într-un ritm lent. Compania APA ne asigură că aceste lucrări sunt în beneficiul populației pe termen lung, deoarece vechile conducte aveau peste 60 de ani. Aceste lucrări se întind pe multe din străzile principale ale Brașovului și vor afecta circulația rutieră și pietonală și anul viitor. Reamintim că străzile reabilitate cuprinse în acest contract din fonduri europene sunt Castanilor, Avramiancu, Alexandru Ioan Cuza, Iuliu Maniu, 15 noiembrie, Lucian Blaga, Nicolae Titulescu, Serii, Petru Rareș, Toamnei Zizinului, Saturn, Barbu Lăutaru, Carierei și Griviței. Deși IT-ul sau alte industrii moderne cunosc un ritm de dezvoltare amețitor, cel mai provocator domeniu în ultimii ani pare cel al resurselor umane. Dacă până nu demult în România erau alți 100 care așteptau la poartă, de câțiva ani firmele își găsesc tot mai greu oamenii de care au nevoie. Din această cauză, specialiștii în recrutare și reținerea forței de muncă sunt extrem de apreciați și trebuie să devină mai bun cu fiecare zi. În 9 și 10 octombrie la Brașov va avea loc conferința Visionary HR, unde speakeri renumiți pe plan mondial și unii dintre cei mai buni manageri români vor vorbi despre cum se schimbă practicile de management al resurselor umane. Olandezul Wilmar Schaufeli și americanii William Harris și Dan Hill vor fi prezenți la conferința de la Brașov. Este singurul eveniment internațional de resurse umane organizat consecutiv de 16 ani și unul dintre cele mai mari evenimente de business din Brașov. Avem în jur de 450-500 de participanți din toată țara, atât manageri, antreprenori, cât și specialiști de resurse umane, manageri de resurse umane,
pentru că știm cu toții acest capitalul uman și resursa umană sunt o preocupare pentru noi toți în contextul actual al muncii. Din 2009 până în prezent, la nivel mondial au fost investiți peste 16 miliarde de dolari în tehnologia resurselor umane, dintre care 6,5 miliarde numai în ultimii 2 ani. În acest ritm, se preconizează că acest sector va ajunge la 30 de miliarde de dolari până în anul 2025. PNL dorește înăsprirea măsurilor împotriva persoanelor care comit infracțiuni cu violență. Deputatul liberal Gabriel Andronache spune că partidul din care face parte are mai multe solicitări de modificări legislative care să prevină fapte antisociale sau să vină în ajutorul victimelor. Parlamentarul amintește că partidul său a mai solicitat în numeroase rânduri abrogarea recursului compensatoriu, care scoate din închisoare infractori deosebit de periculoși, însă nu a găsit ecou în rândul partidului aflat la guvernare. Pe lângă aceasta, PNL dorește o lege care să ajute familiile copiilor dispăruți. Andronache ar vrea ca, după apelul la 112, cetățenii să fie informați prin sistemul RoAlert despre dispariție și să poată ajuta. O altă solicitare a liberalilor este înăsprirea pedepselor în cazul persoanelor care au săvârșit anumite infracțiuni cu violență. Mai exact, liberalii propun ca infractorii care au comis crime sau violuri să fie condamnați pe viață. Nu în ultimă instanță, PNL cere instituirea unui sistem de supraveghere electronică pentru persoanele liberate din penitenciare care au fost condamnate pentru infracțiuni cu violență. Deși liberalii cer de mai mulți ani luarea acestei măsuri, până acum nu s-au găsit fonduri pentru brățările electronice. Organizația PSD Brașov le-a propus liderilor politici din județ ai celorlalte partide să semneze pactul pentru bunăstare propus de premierul Viorica Dăncilă. Socialdemocrații susțin că în pact este vorba de lucruri elementare de bun simț pentru bunăstarea românilor. Am făcut această invitație către toți liderii locali să semneze acest pact care prevede niște lucruri elementare de bun simț, de stabilitate pentru cetățeni, inclusiv pentru cetățenii brașoveni. Creșterea în continuare a pensiilor, stabilitate din punct de vedere financiar, modificarea codului fiscal și a legii salarizării, predictibilitate pentru mediul de afaceri și continuarea programului Startup Nation. Liderii PSD îi invită și pe cetățeni să semneze acest pact. La cele 10 corturi din județ la care s-au strâns și semnăturile pentru candidatura Vioricăi Dăncilă la funcția de președinte al României. Un monument în memoria lui Zsolt Török va fi ridicat în Munții Făgăraș, chiar acolo unde a murit alpinistul. Anunțul a fost făcut de soția acestuia. Duminică 29 septembrie, alpinistul ar fi împlinit 46 de ani. Pentru a aduce un omagiu, cei care l-au cunoscut sau cei care iubesc muntele sunt chemați la o drumeție, către refugiul Călțun. Întâlnirea va fi la refugiul Bâlea Tunel, duminică la 8 dimineață. De acolo se va porni pe același traseu pe care Zsolt Török a mers în ultima sa ascensiune. Momentan se va monta o placă in memoriam Zsolt, urmând ca atunci când temperaturile vor permite să se finalizeze lucrarea. Alpinistul Zsolt Török a murit în 14 august în Munții Făgăraș, după ce a căzut în apropierea vârfului Negoiu, în timp ce urca singur creasta Făgărașului. Biblioteca Brașovului ne invită să o redescoperim și nu oricum, ci pe timp de noapte, sub motoul Carte Diem. Bibliotecarii au pregătit o multitudine de activități organizate la sediul central și în filialele bibliotecii, prin care prezentarea cărții se face dintr-o perspectivă artistică. Este cartea ca mijloc autentic de dezvoltare și susținere a creativității și a inovației. Nocturna bibliotecilor a fost gândit pentru a vedea bibliotecile în altă perspectivă și pentru a fi descoperit de cei care în mod obișnuit nu calcă pragul bibliotecilor. Nocturna bibliotecilor, așadar, e gândită ca o serie de evenimente și de activități atractive și ca un eveniment de promovare. De promovare pentru a atrage public noi. Așadar, Biblioteca Județeană George Barițiu susține Anul Cărții în România prin organizarea celei de-a 10-a ediție a Nocturnei Bibliotecilor la Brașov.
Avem evenimente multe care se concentrează pe carte, recitaluri poetice cu Robert Gabriel Elekes, avem Turnul Babel, care este un eveniment gândit și conceput de bibliotecarii secțiilor noastre de carte străină și care e deosebit. E, de fapt, o întâlnire în care se discută și se citește în diferitele limbi ale invitaților, rezidenți străini ai Brașovului, și iată cum, practic, intrăm în dialog cu lectura și cu alte persoane. Cartea e, de fapt, o descoperire continuă. Turnul Babel este un eveniment la care țin. Însă tot aici vă așteaptă o expoziție de carte specială dedicată florilor, Bucuria Florilor, dezbateri tematice despre cartea de cinema, de literatură, SF de artă, de afaceri, de dezvoltare personală, prilejuind întâlniri cu cinefilii, iubitorii de SF, artiștii preocupați de design grafic, oamenii de afaceri, experți. Împătimiții de artă și meșteșug se vor bucura de șezătoare și atelierul de caligrafie, precum și de inițierea în artă floristică ikebana. Din program nu lipsește tehnologia, atelierele STEM de chimie și microbiologie cu Muzeul Pedagogic Brașov și aplicațiile de realitate virtuală, fiind organizate la filiala 5. Evenimentul va avea loc sâmbătă 28 septembrie de la 17:30 până la miezul nopții, în livada poștei la sediul central și Casa Baiulescu, precum și la secția de copii și tineret de pe strada Iuliu Maniu numărul 6 și la filiala 5 de pe bulevardul Griviței 51. Un weekend plin de evenimente îi așteaptă pe locuitorii Branului și pe turiștii care vor vizita în acest sfârșit de săptămână stațiunea brașoveană. Are loc tradiționalul eveniment Răvășitul Oilor, iar de astăzi amatorii de produse artizanale se pot bucura și ei de 3 zile de târg. Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat va organiza prin intermediul Agenției pentru IMM-ul Brașov târgul regional anual, de fapt târgul anual, îmi cer scuze, conform programului de meșteșuguri și artizanat, va fi un târg organizat pe perioada a 3 zile la Muzeul Satului din Bran. Intrarea este liberă. La târgul de la Bran vor fi prezenți cel puțin 100 de meșteșugari, astfel că turiștii vor avea de unde alege cele mai frumoase obiecte sau cele mai gustoase, brânzeturi, pastramă, zacuscă și alte minunății culinare. Meșteșugarii care doresc să fie prezenți la eveniment pot aplica pentru rambursarea cheltuielilor de participare la târg care nu depășesc 2000 de lei.